Lumea laptopurilor de gaming este în continuă creștere, iar cererea pare a fi destul de mare încât să se ajungă să se creeze niște mici monștri, din punct de vedere al specificațiilor, dar și al mărimii. Eu am testat modelul Acer Predator 17, cu următoarea configurație. Procesor Intel Core i7-6700HQ cu Turbo Boost, placă video integrată, Intel HD Graphics 630, placă video dedicată, GeForce GTX 980 cu 8 GB, memorie RAM de 32 GB DDR4, SSD Samsung 256 GB, HDD Hitachi de 1 TB și monitor G-Sync Full HD IPS. Aspectul laptopului este destul de agresiv, cu linii drepte, dar plăcute. Calitatea materialelor din care este făcută carcasa este una ridicată, iar interiorul cauciucat este foarte plăcut la atingere. Combinația de negru cu roșu nu avea cum să dea greș, fiind subliniată de LED-urile din carcasa laptopului, dar și de tastatura iluminată implicit cu roșu. Desigur că nu vorbim despre un laptop mic, la circa 4 kg fără încărcător, Acer Predator 17 nu este un laptop ușor. De asemenea, nu este nici de cum un laptop compact, fiind foarte gros din cauza sistemului avansat de ventilație. Laptopul rezistă cu brio la sesiuni prelungite de gaming pe cont propriu, fără ajutor de la răcirea exterioară, cum ar fi un cooling pad. Nu este recomandată folosirea lui în brațe sau în pat sub nicio formă, mai ales pentru a nu obtura evacuările de aer. Un feature destul de interesant este coolerul dezvoltat de către Cooler Master, FrostCore. FrostCore este un cooler de mărimea unității optice, unitatea optică putând fi scoasă pentru a fi locuită cu acest cooler pentru momentele acelea când ai nevoie de extra răcire. Iar Acer Dust Defender este un sistem care inversează airflow-ul pentru a minimiza cantitatea de praf care se adună în laptop. Sunetul Dolby Audio este împărțit în mai multe difuzoare plasate strategic, dar are și un mic subwoofer în partea centrală a laptopului, evident subliniat prin culoarea roșie. Laptopul se comportă foarte bine la capitolul sunet, redând la volum ridicat destul de clar, fie el sunet de jocuri, muzică sau filme. Monitorul IPS mat Full HD redă culorile foarte viu, aprinse și dispune de o luminozitate crescută. De asemenea, se poate conecta la un monitor extern cu G-Sync pentru a reda frame rate-urile mai mari fără screen tears. Tastatura prezintă multe feature-uri care sunt foarte utile și apreciate de către gameri, cum ar fi construcție solidă cu taste pronunțate. Ele necesită mai multă forță pentru apăsare decât o tastatură normală de laptop, dar asta e de bine pentru gaming. Tastele WASD și săgețile sunt highlighted pentru a ieși în evidență, dar mie nu-mi place conturul alb, preferam roșu. Tastatura este iluminată cu roșu, by default, dar are LED-uri RGB pe 4 zone diferite de iluminare, care pot fi schimbate prin intermediul softului Predator Sense, cu ce culori dorești. Era interesantă și configurarea culorilor pe fiecare tastă în parte. Zonele par puțin rudimentar împărțite. Tastele macro configurabile, cu 3 profile separate pentru fiecare, sunt foarte utile în gaming. Touchpad-ul răspunde rapid la comenzi. El este făcut dintr-un material de calitate, cu butoane mari, clar delimitate și cu un feedback foarte bun. Touchpad-ul poate fi blocat cu ajutorul butonului dedicat, pentru a evita apăsările accidentale cu podul palmelor când este conectat și un mouse. Acesta are un contur iluminat cu LED roșu când este pornit. Laptopul dispune de un conector USB Type-C, 4 conectori USB 3.0, un conector LAN Gigabit, Bluetooth, wireless, HDMI, DisplayPort, card SD și conectori audio. În testele 3D Mark, laptopul s-a comportat exemplar, primind un scor de 13.880 de puncte în Skydiver, plasat la peste 50% din rezultatele înregistrate online cu PC și laptop, iar la Firestrike a scos circa 8.156 de puncte, plasat la peste 55% din rezultatele obținute și puțin sub performanțele unui PC gata de VR. Gamingul este capitolul la care laptopul oferă cel mai mult. El are cea mai puternică placă video mobile, Nvidia GTX 980M. Combinată cu Intel HD Graphics 530, laptopul oferă performanțe foarte bune în cele mai noi jocuri, la rezoluție Full HD. Modelul testat de mine a fost chinuit în Doom, Dark Souls 3, Overwatch și StarCraft 2. Cu setările din imagine a rulat fără probleme Doom la 60 de frame-uri pe secundă. Posibil să fi putut mai mult, dar ecranul laptopului părea că vrea să stea cu minte la această rezoluție, fără screen tears.
În Dark Souls 3, cu setările pe high, jocul arată excelent și se comportă exemplar. Ecranul de You Died arată absolut superb, ireproșabil pentru acest monstru de laptop. Overwatch a rulat cu toate setările din poză la peste 60 de frame-uri pe secundă. Apoi l-am limitat eu la 60 de frame-uri pe secundă. Acțiunea a fost fluidă, fără reproș, iar culorile vii ale jocului au fost redate foarte bine. Evident că prin DisplayPort se poate lega un monitor capabil G-Sync care poate reda frame-uri superioare. În Overwatch am experimentat cu V-Sync Adaptive și am atins chiar 120 de frame-uri pe secundă. Mai mult decât poate să suporte ecranul laptopului, evident, lucruri care au dus la o experiență puțin neplăcută. Bateria nu rezistă foarte mult în sesiunile de gaming, dar nu cred că cineva stă pe baterie când se joacă. Altfel, bateria ține 3-4 ore la o utilizare normală. Aspectul exterior al laptopului Acer Predator 17 este impresionant. Am căutat zone în care carcasa flexează, pentru că la laptopurile mari este o problemă des întâlnită, dar nu am găsit. Acer Predator 17 este un laptop greu, care nu încape niciuna din gențile mele de laptop, dar performant. Oferă toate facilitățile necesare unui gamer care ocazional schimbă locația și nu vrea desktop. Mi-ar fi plăcut ca tastatura să fie full color customizable, nu doar pe 4 zone. Iar materialul exterior, deși este frumos, pare că va reține urme pe el după folosire intensă. Combinația de cel mai bun procesor de tip mobile cu cea mai bună placă video mobile duc la o performanță ridicată, chiar și în Doom, unul din jocurile demanding ale momentului. Dar suntem fix înainte de lansarea noii serii de procesoare video pentru mobile de la Nvidia, seria 1000. Mai mult ca sigur că 1080M va fi VR capable. Sistemul de ventilație nu are nevoie de ajutor sub forma unui cooling pad extern, iar extra fanul Frost Core este o idee foarte bună ca replacement pentru unitatea optică.